această problemă. S-a replicat, nu se vor folosi niciodată decât la animale. Sunteți habornici, niciodată nu o să ajungem noi să le folosim la oameni. Fiți serioși. Credeți... După care s-a introdus și la om. Am înțeles. Credeți că există, este plauzibil acest pericol, chipul să ajungă din buletin, pașaport, card, tot ce înseamnă act sau propriu zis la om, să fie un pas așa să ne pregătească pentru... E o temere amuză. Nu înțeleg, chiar dacă ar avea datele mele personale, oricine, ce ar face cu ele? Adică asta, asta ar fi... Răspund eu la această întrebare. Poftim? Vă pot eu răspunde, domnule Trigoană. Da, deci eu nu înțeleg. Deci eu am niște date de identificare. Am o amprentă digitală, am o amprentă pe retină pentru securitatea informațiilor mele, da? Și am un instrument de plată modern numit cardul, care nu poate să fie accesat decât pe amprenta mea digitală și pe ca să nu-mi fure banii din card. Care-i problema? Dar nu stau așa lucrurile. Dar cum, vă rog? Sunt foarte diferite. Nu, dar cu dumneavoastră vreau să stabilim o chestie foarte clară, ca să cut un preambul foarte frumos în introducere. Da. Și dumneavoastră aveți impresia că cineva blasfemează religia dumneavoastră? Cineva ia în râs și dumneavoastră să spun cumva o religie închizitoare, că dacă ce cineva... Păi, da, ați făcut o afirmație foarte gravă că, în emisiune. Că nu este permis să-ți bagi joc de credința cuiva. Nu cunoașteți legea, sunteți deputat. Cine și-a bătut joc de credința cuiva? Bun, ce este greșit în afirmația mea că nu este voie să-ți bagi joc de credința cuiva? Dar cine și-a bătut joc de credința dumneavoastră? Nenumărați oameni. Aia e treaba lor, spuneți-o. Vă rog să o spuneți în altă emisiune unde intrați de la început. Da. Nu într-o emisiune unde ați venit ulterior și lumea să rămână cu impresia că eu mi-aș fi bătut joc de credința dumneavoastră. Fiecare are voie să creadă ce vrea. Dar eu mai pun o dată întrebarea asta, domnul avocat. Dacă datele mele, amprenta mea digitală, retina, și eu când bag cardul în bancomat sau când mă duc cu pașaportul biometric în America și pun degetul și pentru securitatea și siguranța mea și cineva are datele astea, cum poate să le folosească împotriva mea să-mi ia sufletul și să mă deposedeze de credință? Păi poate asta cu sufletul trebuia să mă întrebați pe mine. Poate că a trebuit ca cei care sunt în studio și ascultătorii noștri să cunoască în primul rând apartenența noastră nedeclarată la francmasonerie. La? Este un prim aspect. La masonerie. Păi nu trebuie să... apartenența mea la masonerie am făcut-o publică. Nu trebuie să o cunoască. Poate să o cunoască, are da. Are o mare legătură, pentru că... Deci dumneavoastră aveți o religie, noi avem altă religie. Nu, eu am o religie creștin-ortodoxă. Eu sunt botezat ortodox. Și am certificat de botez ortodox. Nu poți să fii creștin ortodox și francmason în același timp, este e imposibil, se contrazic. Ca preot, da, sigur. Spuneți dumneavoastră ca preot că nu-i voi să... Și în ce calitate spuneți? Aveți studii teologice? Aveți studii teologice? Nu am vrut să mă fac popă și am renunțat. Aveți ceva împotrivă? Păi foarte bine că ați renunțat. Că dețineți adevărul absolut? Nu. Nu am voie să aparțin unei organizații legal constituită pe teritoriul... Absolut, aveți voie. Că nu vreți dumneavoastră? Dar cine v-a interzis? Păi dumneavoastră spuneți că nu pot să fiu și creștin ortodox și mason. Absolut, dar e cu totul altceva. Nu vă interzice nimeni legea să fiți francmason. Legea statului român nu mi interzice. Da, în schimb, îi produc legile ortodoxiei. Faceți Roma o confuzie. A făcut aceeași greșeală pe care faceți dumneavoastră. Uită să-și ceară scuze. Poate asculta și pe celălalt. Păi eu să-l ascult după ce termin. Lăsați-mă, domnul avocat, să termin. Papa de la Roma a uitat să-și ceară scuze public pentru închiziție, pentru perioada în care toți oamenii de știință au fost puși pe rug. Așa, și ce legătură are asta cu ortodoxia? Pare, acum începeți dumneavoastră să fiți închizitor cu neplatou? Dar ce închiziție? V-ar și ceva pe rug? N-am băgat de seama. Satanei având lucrarea satanei în față. Cine adică țineți de topul acolo? Păi asta e lucrarea satanică. Stimate domnul, pic de politese, că n-a strigat nimeni la dumneavoastră. Pare rău. Bine, vorbiți. Încercați să vorbiți calm și să lăsați pe celălalt să vorbească. Problema e de felul următor. Sunteți inchizitor, dați verdicte, sunteți deștept, toată lumea e proastă. Uite, asta este bătaie de joc de care am vorbit mai devreme. E exact aceste lucruri care le spuneți. Asta, nu. Doamne ferește. Dumneavoastră tocmai dați dovadă de câtă incultură istorică aveți. Pe rug au fost puși ortodoxi de către Inchiziție. Inchiziția a ars ortodoxi pe rug. Cine a fost împotriva politicii ortodoxia Vaticanului? Ortodoxia n-a ars pe rug pe nimeni. A pus pe oricine. Da. Papa de la Roma, deviat subiectul. Bulele lor, eu n-am spus nimic de Biserica Ortodoxă. A pus pe rug păi pe și atunci cine, cine a discutat despre catolicism, nu domnul Prigoană? Vedeți că... ortodox, pe musulman, Părintele Aldea pe biserica, da, e adevărat. Deci dânsul are o lacună istorică. Nu, dumneavoastră aveți. Eu vorbesc de biserica ortodoxă și dumneavoastră ziceți de Vatican. Păi eu mă leg de Vatican în sensul în care
pe vremuri, exact ca dumneavoastră au venit niște oameni numiți papi, trimiși de Dumnezeu, așa. Numai el era Dumnezeu pe pământ, care a pus pe rug pe toți oamenii de știință, indiferent de sex, naționalitate, religie și așa mai numai departe. Domnul Silviu Pigoane e Dumnezeu pe pământ. Că văd că vorbiți peste mine. Nu, eu am exprimat de la început. Un lucru. Voi vorbi din punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe. Dumneavoastră îmi interzice să vorbesc și amintiți de catolicism care nu are nicio legătură. V-am dat un exemplu. Vorbiți de Inchiziția Catolică. Acum dumneavoastră veniți în emisiune ca inchizitor și îmi spuneți mie că nu vă respectă cineva religia. Cine vă respectă? Dumneavoastră știți ce înseamnă inchizitor? Păi dumneavoastră îmi prea mult puneți caseta încă o dată. Dumneavoastră știți ce înseamnă inchizitor? Ce făcea un inchizitor? Da, unul care dă verdicte când nu-i convine ceva. Nu un om care discută, nu-i adevărat. Îmi pare rău. Asta este eventual un om care dă verdicte când nu-i convine ceva. Eu cu să vă propun să revenim la noțiunea de cipru și la noțiunea de alegere de a le avea. Pun întrebarea domnului Trigoană. Vă rog, domnule Rarcea. Deci, dânsul se referea la faptul că cu ce mi-ar putea impieta mie faptul că trebuie să se cuizez toate transferurile de bani sau de altă natură cu amprenta retinală sau aceasta papilară. Problema care se pune este următoarea, de etică. De ce trebuie să fim văzuți o planetă întreagă de oameni ca niște potențiali teroriști, ca niște potențiali infractori, în condițiile în care cazurile de terorism și de infracțiuni de genul acesta le numărăm pe degete și toată această campanie aberantă împotriva terorismului este o mare gogoriță. Dar nu, discutăm discuții separate, domnul avocat. Domnul avocat, discutăm două discuții separate, am impresia că nu m-ați înțeles. Repet. Vreau să mi-ați spus că avem nevoie de securitate. Și față de cine trebuie să ne securizăm? Față de securitate față de restul lumii. Domnul Rapcea, domnul Prigoană vorbea despre securitatea domniei sale personale. Exact. Noi discutam aici despre putința de alegere, despre asta vorbeam, a fiecărui cetățean în funcție de credința pe care o are, să revenim la această discuție, de a opta pentru un tip. A încercat să realizeze o acceptare a ideii de chip, pornind de la exemplu personal. Dar nu e vorba de chip în pașapoarte. E diferit. Este chip în pașapoarte. Nu există așa ceva. Cum să nu? Întrebați-l pe domnul la pașapoarte dacă există chip în pașapoarte sau nu. E folosită greșit denumirea. Domnule Judea, chipul e un dispozitiv electronic care procesează informația și SIM-ul e un dispozitiv electronic care înmagazinează informația, nu o prelucrează. Îmi pare rău, dar a rămas cu mult în urmă tehnologie care este folosită în aceste documente. Da. Ca să vă faceți o idee, un astfel de chip și tehnologia aferentă lui... Dar nu folosiți denumirea de chip, că e greșită. Chipul procesează informație. Din banii noștri. Domnul meu, chipul procesează. SIM-ul înmagazinează. Atât. Acesta și procesează și magazinează și ăsta de aici de pe pașaport nu are capacitate de procesare. Ia te bați-l pe domnul la pașaport. Poate. Procesează, da sau nu? Cinstit și clar. Procesează deci, sau denumirea sau poate. Corectă este circuit integrat fără contact. Da. Nu mi-ați răspuns cinstit la întrebare. Ce procesează date acest obiect, poate acest device, cum vreți să-i spuneți? Procesează date? Răspuns, da, procesează date. Are antenă prin care primește și comunică. N-ar putea primi și n-ar putea comunica fără a prelucra date, îmi pare rău. E adevărat, îmi pare rău. Deci comunicarea de date, de informație, n-are nicio legătură cu procesarea de date. Sau nu procesează. Datele care sunt stocate nu sunt cu nimic modificate, nu sunt prelucrate, nu sunt... Alta este întrebarea. El lucrează atunci când primește și transmite date? Procesează informația? El nu. Semnalul radio pe care îl primește, îl procesează, îl verifică dacă este conform cu cheia pe care o are ca să poată transmite pe urmă datele? Da. Este ceea ce... Da. Deci spune stare, da, este ceea ce face orice procesor. Deci este un chip. Nu e chip. Iar acest tip sunt cele care procesează. Care deci se aparatul repit. De citire, ăla procesează acolo, ăsta nu face decât să stocheze. Exact, uitați să vă dau un exemplu ca să discutăm. Aici am un card bancar care face exact același lucru pe această foiță. Stochează date, nu procesează. Aici am cartela de vot din Parlament. Stați un moment. Are un SIM. Vreau SIM-ul stochează date, nu procesează.
procesează datele, chipul care e în aparatul de bagiocar. Nu cunoașteți chipul, ce este Gifidu. Aia, domnule, am făcut 10 televiziuni, știi că nu cunosc. Când eu am făcut, am avut cea mai tare firmă de soft. Lăsați-mă cu zic cu ce chip. Vreau să vă pun o una e magazinarea datelor și alta e procesarea datelor. Cât este de important în poziția dumneavoastră, părinte, dacă procesează sau nu procesează, modifică.